În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat, adevărat să fie Domnul. Amin. Este o mare bucurie să fim din nou în mijlocul frăților voastre cu acest sfânt și binecuvântat prilej al încreștinării finuțului nostru drag, Rafael. Și pentru aceasta vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu, primul rând nouă, în calitate de nași, de părinți duhovnicești, că ne-a oferit prilejul să fim martori și fericiți, copărtași și în același timp fericiți părinți duhovnicești ai acestui nou fiu al Bisericii, care de astăzi, prin taina Sfântului Botez, a devenit un mădular viu al trupului lui Hristos, care este Biserica. Părintele profesor atât de minunat ne-a vorbit și după taina Sfântului Botez în Sfânta Biserică, referindu-se puțin la apostolul care se citește de fiecare dată la taina Sfântului Botez, din epistola către Romane, Sfântului Apostol Pavel, câteva cuvinte aș dori să le readuc în atenția frăților voastre din capitolul 6, începând cu versetul 3. Au nu știți că toți căți în Hristos Iisus ne-am botezat, pentru moartea Lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, așa să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și al învierii Lui. Cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului pentru a nu mai fi robi păcatului. Sigur, aici este o adâncă teologie a tainei Sfântului Botez. Cred că Părintele Profesor este cel mai în măsură să ne explice mai profund și mai bine teologia care se desprinde din aceste minunate versete ale Sfântului Apostol Pavel. Noi știm că Părintele Iosif l-a luat pe Sfântul Pavel ca model de părinte duhovnicesc, cum și apoi pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Și stând aici mă gândeam la acel emblematic cuvânt al Părintelui Iosif, atât de sugestiv. Părintele, mai la începutul oastei sale, la începutul înființării acestei lucrări, spunea că eu nu fac altceva, sau noi prin lucrarea oastei, spunea Părintele, nu facem altceva decât să renodăm firul de acolo de unde s-a rupt. Părintele Iosif știa, era un bun cunoscător, un mare cunoscător al Sfintei Scripturii, ai învățăturilor Sfinților Părinți, și știa cum, ce legătură era între toate slujbele Bisericii și viața creștinilor. Chiar m-am gândit la acest cuvânt în momentul în care am răsfoit o carte deosebită intitulată Din apă și din Duh, un studiu liturgic al botezului al Părintelui Alexander Schmemann. Și numai câteva cuvinte aș dori să citesc din cartea aceasta. Spune Părintele Alexandru că în trecut, în timpul perioadei de aur a liturgiei creștine, taina botezului era săvârșită în noaptea pascală, ca parte componentă din prăznuirea anuală a Paștelui. Și o mare bucurie că, iată, încreștinarea finuțului nostru, a lui Rafael, a avut loc în săptămâna luminată.
Chiar și astăzi, mult după ce legătura dintre cele două slujbe a fost ruptă, ritualurile baptismale și slujba pascală păstrează încă o pecete de neșters a conexiunii și a interdependenței lor inițiale. Totuși, mulți creștini nu sunt conștienți de aceasta. Mulți nu știu că slujba Paștelui este în primul rând o liturghie baptismală, că atunci când aud în ajunul Paștelui citirea biblică despre trecerea prin Marea Roșie sau despre cei trei tineri în cuptor sau despre Iona în pântecele chitului, ascultă cele mai vechi paradigme ale botezului și participă la Marea Priveghere baptismală. Ei nu știu că bucuria care iluminează noaptea spântă când răsună vestirea măreață Hristos a înviat este bucuria celor care în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au îmbrăcat, care erau îngropați cu El prin botez în moarte, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa ei să meargă într-o înnoire a vieții. Mulți creștini nu au învățat că Paștele, ca sărbătoare liturgică, și postul mare, ca pregătire liturgică pentru Paște, s-au dezvoltat inițial din săvârșirea botezului. Că Pasca, Pesach, Paștele, sărbătoarea sărbătorilor, este cu adevărat împlinirea botezului și că botezul este cu adevărat o taină pascală. Și spune mai departe, fiind astfel absent din liturghie, Părintele vorbește despre faptul că în perioada de aur a creștinismului și botezul era săvârșit în cadrul Sfintei Liturghii. Și spune astfel, fiind absent din liturghie, botezul este absent firește din spiritualitatea noastră. Un creștin din vechime știa, de exemplu, că Paștele în fiecare an este o prăznuire a propriului său botez, a propriei sale intrări în și participări la viața lui Hristos cel înviat. Știa că învierea lui Hristos era din nou arătată și reafirmată în acest act al regenerării și renașterii prin care noi membrii erau integrați într-o înnoire a vieții. Creștinul de azi însă nu se mai pune nici pe el, nici biserica în legătură cu botezul. Știe desigur că a fost botezat și că acel botez este o condiție necesară pentru apartenența sa la biserică, dar această conștiință rămâne abstractă. Nu este legată de biserică în calitate de comunitate a celor ce au murit cu Hristos și cărora le-a fost dată o nouă viață în el. Spiritualitatea sa nu mai este astfel baptismală, precum era cea a creștinilor de la început. Botezul pentru el a încetat să mai fie o realitate permanentă și o experiență care îi luminează întreaga viață, un izvor nesecat de bucurie și speranță. Este menționat undeva pe certificatul de botez, dar cu siguranță nu în memoria sa de creștin. Iar el nu mai trăiește Paștile și Cinzecimea și Crăciunul și Bobotiața, Epifania și, de fapt, întreaga liturghie al bisericii în legătura lor directă cu botezul, ca realități ale căror semnificație și eficacitate în biserică sunt împlinite în și prin botez. Un creștin din trecut știa numai la nivel intelectual, dar și cu întreaga sa ființă, că prin botez a fost pus într-o relație radical nouă cu toate aspectele vieții și chiar cu lumea însăși, că a primit odată cu credința o concepție radical nouă despre viață. Botezul era pentru el punctul de plecare și de asemenea temelia filozofiei de viață creștine, a unei permanente direcționări care îl conducea cu fermitate de-a lungul întregii sale existențe, oferindu-i răspunsuri la toate întrebările sau rezolvându-i toate problemele. Această temelie este încă aici cu noi. Botezul se săvârșește, dar a încetat să fie înțeles ca ușa care duce spre o viață nouă și ca puterea de a lupta pentru păstrarea și dezvoltarea în noi a acestei vieți. A acestei vieți noi. Și mai două fraze.
Trebuie să redescoperim, botezul spune Părintele Schmemann, înțelesul lui, puterea lui, adevărata lui validitate. Scopul acestei lucrări, spune Părintele, e tocmai aceasta de a redescoperi condițiile preliminare pentru botez. Pentru că adevărata redescoperire trebuie să se petreacă de fiecare dată când Biserica săvârșește această mare taină și ne face pe toți participanți și martori la ea. Spuneam că Părintele Iosif a spus acele minunate cuvinte că vrea să renoadă firul de acolo de unde s-a rupt și prin rânduierile pe care le-a stabilit lucrării oastei și iată toate tainele, botezul, cununia, onomastica și toate sărbătorile noastre familiale au căpătat un alt înțeles, un alt sens și de aceea de fiecare dată când ne gândim la acestea simțim că datorăm atât de mult înaintașilor noștri dragi care prin darul dăruitelor de Dumnezeu ne-au făcut să înțelegem și noi altfel lucrurile, să trăim altfel momentele de sărbătoare și de bucurie, momentele importante ale vieții noastre, ale celor dragi, să le trăim așa cum Domnul le vrea. Și ce minunat este că în tipicul bisericii chiar este specificat că în perioada aceasta nu se săvârșește taina botezului. Nu se săvârșește pentru că cei care au stabilit aceste rânduieli știu că majoritatea dintre creștini, părinții copiilor, pun mai mult accent pe partea de după taină, pe petrecere. Nu de puține ori suntem puși în situația asta. Mie însumi, în puțină mea experiență, puține ani de preoție, cel puțin de două ori au venit părinții copilului sau nașii, părinte, te rugăm dacă se poate să grăbești un pic, să faci așa ce mai important din slujbă. Pentru că au întârziat puțin, trebuiau să ajungă la sală, la masă și apoi la petrecerea de după botez, tocmai de aceea, dar ce minunat este că, iată, prin rânduiala stabilită în lucrarea oastei înaintașii noștri dragi de Părintele Iosif și apoi păstrată de înaintașii noștri cu atâta sfințenie, iată, noi putem, sigur, Sfinții Părinți spun că botezul se poate săvârși în orice moment, dar pentru faptul că petrecerea noastră este duhovnicească și prin ceea ce facem, cântările, poeziile, cuvântările și rugăciunile care sunt pentru întărirea în viața duhovnicească a noului creștinat. L-a primit toate darurile, spunea tot Părintele Alexandru Schmemann că a primit toate darurile, dar el n-a fost scutit de posibilitatea, dacă pot să spun așa, de a păcătui. Nu i s-a luat de plin posibilitatea aceasta. A fost întărit prin taina Sfântului Botez de a nu mai greși, de a nu mai repeta păcatul. A primit o haină nouă a sufletului său și haina aceasta trebuie păstrată curat. Țin minte că am citit în o interpretare foarte frumoasă la Sfântul Ioan Gură de Aur la Evanghelia aceea cu gadarenii, cu demonizații și cu din ținutul Gadara și Sfântul Ioan Gură de Aur referindu-se la înecarea turmei de porci în apă, el vedea în această înecare, vedea semnul înecării diavolilor în apele botezului, în apa botezului. Și Părintele Profesor ne spunea foarte frumos că în trecut, atleții, înainte de luptele în arenă, erau unși cu un delem, cu smoală, încât să adversarii săi să nu-i poată apuca. Tot așa, noul încreștinat a spus, a fost în taina, în cadrul Sfintei Taine și o rugăciune când s-a sfințit un delemnul, și a fost apoi așezată în apa sfințită din cristelniță,
Ce frumos, câte lucruri ar fi de spus despre taina aceasta Sfântului Botez. Ați văzut că după lepădările, despre lepădări, încă începând de acolo, la cele patru lepădări din tinda bisericii pe care părinții duhovnicești nași, întreaga comunitate care participă, le rostesc în numele celui care urmează să fie încreștinat. Urmând ca el să împlinească, să repete aceste lepădări, el însuși să-și asume lepădările pe care părinții duhovnicești și cei prezenți întreaga comunitate le-au rostit în numele său, când ajunge la maturitate. De aceea spunea cineva atât de frumos, fratele Gabi Grămescu de la Reșița, că legământul pe care îl facem când ajungem la maturitate în lucrarea oastei, nu facem altceva decât să reactualizăm, să reîmplinim făgăduințele de la legământ, de la botez. Lepădările de la botez, făgăduințele pe care le-am făcut, că ne unim cu Hristos și credem Lui ca un împărat și Dumnezeu și că ne închinăm Lui cu toată ființa, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Da, mulțumim Lui Dumnezeu pentru ziua aceasta sfântă și îl rugăm pe Domnul să ne ajute, să ziceam, de taina aceasta. S-a spus că începe taina cu binecuvântarea mare, toate tainele așa încep, și binecuvântarea mare o dă Părintele cu Sfânta Evanghelie deasupra Cristeneței, unde este apa. Și este o întreagă rânduială, acolo nu este apă moartă. Eu vă recomand foarte mult, cu drag, vă rog, să citiți cartea aceasta din apă și din duh a Părintelui Alexandru Șmema. E o carte care ne clarifică foarte mult învățătura despre Sfântul Botez și celelalte cărți ale înaintașilor noștri, ale Sfinților Părinți, care vorbesc despre această Sfântă Taină și despre taina cea mare a nașterii din nou care se petrece în taina Sfântului Botez. Bucurăm și îi mulțumim Lui Dumnezeu și îl rugăm pe El să îl împlinicească pe tenuțul nostru, pe Rafael, așa cum are numele de înger, să trăiască o viață îngerească pe pământ. Avem, cred că în cartea veche este de cântări, în prima ediție a Părintelui, este o poezie cu titlul Aș vrea să fiu un înger, curat și nepătat, coroană s-am pe frunte și harfă de cântat. Și purul să te laud, o Iisuse, sau eu Iisuse, Domnul meu, în orice zi și noapte, la bine și la greu. Îl rugăm pe Domnul, într-adevăr, numele frumos și îngeresc de înger pe care poartă Rafael, să se concretizeze ca o realitate în viața sa, să dăruiască părinților înțelepciune și dragoste și pricepere, să dăruiască Duhul Sfânt, de a-L putea crește așa și de a-L putea păzi în sfințenie și în curăție, pentru că vremurile sunt tot mai grele, copiii noștri sunt expuși la un anturaj tot mai viciat, din păcate, încă de foarte mici, trebuie să petreacă cel mai mult timp al lor, îl petrec în afara mediului familial, trebuie să-i dăm la grădiniță de mici și toate la școală, unde iarăși este un anturaj tot mai viciat și numai rugăciunea, Tată, o avem astăzi, o prăznuim pe Maica Domnului, să o mijlocim mereu la Maica Domnului și Sfântul Arhanghel, pe care numele poartă, ca Măicuța Sfântă, prin rugăciunile ei puternice, și Sfântul Arhanghel, Rafael, să-L ocrotească, să-L întărească și să-L ajute să ajungă peste ani aici un frate de nădejde în lucrarea oastei și a bisericii. Asta ne-am dorit cel mai mult. Și dorim și celor care sunt mai în vârstă, țin minte că
pe o invitație la un botez, era mai mic și la un botez care s-a făcut desigur în lume, era un text pe care copilașul încerca urma să fie sărbătorit, îl adresa invitațiilor. Sunt mic și mă botez, invit lume multă să trăiți și o să vedeți ce va fi la nuntă. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem și la nunta Lui și cei care sunt mai în vârstă să le prelungească Dumnezeu viața. Dumnezeu să întărească pe frații noștri dragi, de aici, de la Matca, suferim și noi alături de cei care au suferit mai mult în noaptea aceasta și s-au întristat pentru încercarea prin care Dumnezeu a trecut, așa cum atât de frumos spunea Părintele Profesor în rugăciunea Sfinției sale, Dumnezeu poate face din rău un mai mare bine. Totuși, totdeauna trebuie să le spun și credincioșilor că atunci când Dumnezeu îngăduie și ne trece printr-o încercare, să știm că tot la El este soluția. Tot El este Cel care are și cheile de ieșire din impasurile acestea, care uneori ne copleșesc atunci când ele vin așa peste noi, dar să avem încredere că Dumnezeu nu ne lasă. Să fim încrezători în El și Dumnezeu să-i întărească și să transmitem tuturor dragostea noastră, prețuirea noastră, fraților dragi de aici, de la Matca. Și suntem așa îndurerați că din cauza aceasta suntem mai puțini astăzi și nu ne-am întâlnit cu unii dintre ei. Slăvit să fie Domnul!